Salutare oameni buni și bine m-am găsit la un episod din Forza. Astăzi avem un Audi TT RS Coupe din 2020. Adică acesta. Partea puțin tristă că exista versiunea TT RS 2018 în joc. Dar hai să vă arăt. Welcome back, Drift King. Seamănă atât de mult unul cu celălalt. Deci așa arată ăsta. Mamă, și acum am dat seama, nu pot să le pun side by side decât dacă aleg mașina. Și așa arată 2018. Deci, când o iei pe culoarea albastru stock, diferența între asta și asta sunt decât roțile. Și asta e 955. Și mașina care am făcut-o acum e 966, ca idee. Deci, nu știu ce să zic. Pentru aspect, i-am găsit un skin drăguț. I-am făcut un engine swap pentru că motorul stock nu e suficient. Din păcate, puțin dublat numărul de matriculare, nu știu de ce cineva s-a gândit că e de bună să-și pună acolo numărul de matriculare extra. Pe partea de tuning, teoretic, hai mai bine vă arăt. Are tuning pe mai multe bucăți din ea, dar da și nu, adică aici e decât bara de Forza, pe spate ai stocul care n-arată rău, asta care e reglabilă și asta care nu e. Îmi place că aici am dat speed 9,4 și așa am dat 1,8. De obicei chestia aia cu nota aia e bazată pe setarea default, adică undeva la mijloc, pe aero. Aici avem stock și rear bumper, dacă vă vedeți diferența, în afară de chestia asta mică roșie de aici din colț. Deasupra TV de evacuare, dacă asta e tuning. Știți cum e meme-ul ăla după TikTok? Tunic? Și râsul ăla idiot? Cam așa e momentul de față. Aici la fel, avem două butoane de aluminiu de apăsat ca să ridici capota și atâta, i le-am lăsat. Pe partea de engine swap aveți două opțiuni. Deci aveți motorul stock care sună Audi. Motorul de raliu, care sună odios pe mașina asta, și 3 litri 1.6, care sună Toyota Supra, e același motor. 1270 de cai cu un cuplu de 1223 cu o greutate de 1297, diferența ar fi 7 kg și aproape mașina asta e 1:1. Cu motor de 3,4 litri, mă rog, de 3 litri, da, așa. Acum ai setată pe top speed. O să încerc să fac și de circuit. De drift n-aș face-o, dacă mă întrebați. Interiorul e destul de drăguț. E mai modern. Merg mai multe chestii aici. Merge și G-meter-ul ăla. Și merge și acolo unde scrie power. Vedeți cum schimb. Se încarcă astea. Și sub power și nivelul de accelerație din dreapta. În dreapta jos imediat sub avem boost-ul de la turbine care se încarcă. Și interesantă mașina. Am apucat să conduc așa puțin tunată. Da, bara asta de stop când frânez, faptul că am și lumina asta din bagaj dintr-o parte în alta, e puțin ciudată, nu știu. Pentru vizibilitate e bună, dar nu înțeleg de ce au pus bucățile, inserțiile aia negre de plastic. Poate că e semnătura lor de la audio, nu știu. Mi se pare că dacă era fără bucățile aia negre, pe stopul spate arăta mai bine. Hai să facem un launch, să facem și un test de top speed și după aia să o conducem un pic, să vorbim de ea. Este un S2 966, foarte bun, dar fiți atenți aici, și deci 3, 2, 1 și a, și all drive. 3, 2, 1 și trebuie repart trepte
foarte agresive. Treapta 5-a e așa, așa, treapta 6-a începe să se chine un pic cu aero, cu toate chestii pe minim. Probabil dacă pun într-adevăr barea pe spate lipsă, poate accesez mai repede la 400, dar nu prea contează asta. I-am lăsat de pe 6 trepte că n-are nevoie de mai mult. Și top speed-ul e undeva la 417-418 cu greu, după cum puteți observa. Dar... sincer, dacă e S2-ul ăsta, nu cred că o să-l conduci niciodată la 400 plus. Cred că dacă ajungi pe bucata asta, v-am zis după secvență scurtă, că știu cursa de obicei, e o rută în care te scoate din autostradă, te bagă pe asta și după aia te pune să faci chestia asta și să părăsești în partea stângă. Așa e traseu, cred că am făcut cursa asta de 45 ori. Pe frâne... frânele țin, mașina e prea ușoară și se chinuie să pună tracțiunea la sol, la fel și cu kilogramele. Aici avem știrile, uite, uite-te, rescupe. Deci motorul stock vine de 2,5 litri, care produce 394 de cai și 0-100 în 3,6 secunde. Deși stock mașina asta nu era deloc, dar faptul că poți să faci aproape de 1 pe 1, de la 400 de cai poți să faci de 1000, 300 de cai. E ceva de luat în considerare. Bun, dacă vrei să o faci de circuit sprinturi, pe sprint aș lăsa asta la jumate. Dar dacă vrei să faci de circuit, top speed-ul zice că e 420 în momentul de față. Și dacă dăm asta la maxim, am pierdut 40 de kilometri, ceea ce nu e o problemă deloc. Așa, și dacă vreau să merg până aici. Hai să concep până acolo. Continuare treptele 1, 2, 3 sunt... zici că e o mașină electrică, așa accelerează. Faptul că e atât de ușoară, dacă ar putea să pună puterea la sol puțin mai bine, poate cauciucul de drag. Cred că în primele 4 trepte se bate cu mașinile electrice. E atât de ușoară și atât de agresivă pe accelerație. Pe cât e wow. Uite acum treapta 6. Nu poate să trag mai mult de la aero. Ia, așa cum se viraj. Asta e total dreapta, frână tare. Tot nu prinde. Frână, frână, frână. Vine. Total dreapta cu blană. Trebuie să iei mâna din accelerație un pic ca să rotească. Dar asta e partea bună la mașina asta. Trebuia să întorc. Iartă, ba să-i pe autostradă, ba să-i intru înapoi. Hotărăște-te! Da, oricum, asta vreau să zic, cu partea de circuit, cred că treapta asta a patra ar fi suficient. Realist vorbind, cred că aș umbla un pic la cutia de viteze, că acum este dată pe top speed. Și aș face-o mai... mai spre accelerație. Oricum, faza e că treptele 1, 2, 3, 4 sunt atât de agresive încât e puțin ciudat. Dacă o dau și pe una taxiația, asta înseamnă că o să schimb mai des treptele, o să ajung mai rapid în a 5-a. Uite, treapta 3-a blană pe viraj cu aerul la maxim, la 170 la oră, rupe tracțiunea atât de ușor în mașină. Adică, asta zic, are mici probleme cu tracțiunea, dar pentru că este all-wheel drive, se controlează foarte bine. Se înfige, uite, pe viraj, stânga-dreapta, e, zici că e un mini-kart. Singura problemă asta e, trebuie să ai grijă să înțelegi greutatea și punctul de aderență. Întorc acum. Și la tot ce înțelegi chestia asta, mașina devine foarte distractiv de condus. Mă pune off-road? Ah, de-aia refuza mea să... De obicei refuz, când am slick-uri, mă pune să merg pe pământ, de obicei mă duc la altă stradă și caut să merg pe stradă că sunt pont. Slick-urile pe genul ăsta de teren de raliu e dezastru. Apropo, trebuie să farmez mașina.
Și am avut de ales între mașini vechi de muscle car. Și m-am descoperit eu că toate mașinile care mi le dădea mie, care recomandat să le iau, care le aveam în garaj, mai toate erau neclunate, că erau mașini vechi care eu nu prea le conduc. Și să văd dacă pot să vă arăt. Nu drift sau nici asta. Cred că asta a fost. Da, de mi-a dat Jaguar F-Pace S, Lotus Elan, Cadillac ATS-V versiunea veche, o muzică. Începe să ne dea muzică, Song Reward, în momentul part-o deza. Cui pasă de așa ceva? În fine, aveți Bugatti Chiron la Forza Shop 2018 și Mercedes Track, poate vă tentează. Dar aici, la cursa asta, a fost interesant, imediat vă zic de ce. S-a făcut ăsta jumate, poate săptămâna următoare reușesc să fac video cu Fordul Mustang 2024. Poate și Ford Raptor, nu sunt singur. O să văd ce pot să fac cu el, dar nu sunt fan mașinilor foarte mari. Oricum am versiunea lui electrică. Na. Și am auzit un oraș undeva să testez manevrabilitatea mașinii. Minionul 2006. Mă doar bucam asta, s-a pus pauză și el de fapt acum are 300 la oră și roțile se învârt. Salut Minionul 2006. A doua. Treia. Bun. Șofer. Ce vreau să zic. Deci mare parte stai în treapta a doua și a treia pe sprint și circuit unde ai suficient de multă putere. Problema e că trebuie să reușești să pui tarator fără să părăsești trage. Uite cât de, doamne, cât de ușor a serii, zici că... Și da, poți faci și drifturi cu ea, din două lui drive, faci și drifturi cu ea, dar... mare parte o să te lupt să pui puterea la sol. Toate că aerul este stat la maxim. Ajută, dar abia ajută prin treapta 3-a, de la 120-140 plus. 200 la ora 3-a. Faza e ca... nu neapărat e buba că e greu de control, ci faptul că ajungi așa rapid în treapta 3-a 200 încât nu-ți dai seama. Și când te trezești că vrei să virezi aici, tind să blochezi frâne, să frânezi prea tare, că îți dai seama că ai prea multă viteză, blochezi rotile și mașina să fie stanică ușoară. Ai nimic ca bubă. Aia zi mai... Dar rest... Foarte manevrabilă, foarte distractiv, de condus pe secțiunea de circuit drift. Mergi și la drift, dacă vrei să faci drift poți. Nu era. Nu știu dacă aș lăsa all-wheel drive. Asta e singura. Mă rog, asta e chestie de gust, de fapt. E destul de diferit controlul între tracțiune spate și all-wheel drive cu partea de drift la jocul ăsta. Dar depinde de cum vrei și ce îți place ție ca șofer. Acum, na. Pe total, pentru clasa de mașină care e chestia asta... Opa! Mama, a doua am dat alpă și s-a învârtit. Pentru clasa în care e, e foarte... bună și foarte agresivă și foarte manevrabilă tot. Asta face misiuni. Numai că, uite, cum ziceam, treapta 2 și 3, dacă dai blană și dai 100 plus, tot... Toate că aerul este pe maxim, rupe tracțiunea și e puțin dificil de controlat, dar nu e imposibil. Aici te vine all-wheel drive-ul și șoferul. Cu asistul mașina asta e mai ușor de condus oricum. După
după cum vedeți, e plantată foarte bine de la dreapta 3 în sus, dacă reușesc să mențin viteza. Deci am acum la suficient. Wow! Faci mașina. Perfect. Am ajuns unde vreau, fără să vreau. Deci suntem cu slip-uri, cu spec de grip. Adică avem aerul pe maxim și avem atâta putere și mașina atât de ușoară. Problema e că nu avem unghiul ăla de întoarcere. Dar nici înainte nu aveai, să zic așa, și puteai să faci grip. Faza e că se rotește foarte bine mașina asta, e un coupe, dar se rotește într-o manieră plăcut surprinzătoare, să zic așa. Că drive tot caută să îndrepte și mai trebuie să o ții cu frâna de mână când e pe speedul ăsta de aderență maximă cu oameni. De drift pe all-wheel drive cu full spec. Se simte aerul, se simte prea multe chestii. Se simte că vrea să se îndrepte și trebuie să o țin din frâna de mână, să-i țin unghiul. Trebuie să nu o rotesc prea mult, că după aia nu pot să o recuperez. Uite cum am făcut acum. Hai, mi-a dat fail. Oricum, vreau să vă arăt că se poate controla destul de bine și pe drift, versiunea așa cum e făcută pentru aderență. Vreau să vă arăt și partea asta mașinii, pentru că e important. Am vrut să vă arăt cât de mult se rotește, de fapt, doar din accelerație și puțină frână. Nu vorbesc acum de frâna de mână. Da. Cum dreapta 3 este parte suficientă. Vă dați seama la câtă putere are și cât de ușoară e mașina asta cu tracțiune în spate, cât wheel spin face, adică poți să o torezi în a patra, cred. Și face ca o... Cred că răție la 300 la oră. Dar, per total, plăcut surprins de mașină, pe partea de control surprins, oarecum... foarte bine echilibrat pentru un coupe, adică... se și rotește cum trebuie, se manevrează cum trebuie la viteze mai mari. Nu se simte grea pe față sau pe spate, adică se simte că e echilibrat vorba de greutate central și jos. Foarte și un coupe. Ceea ce e interesant oarecum ca deci să o facă să simtă așa în jocul ăsta. Dar, mă spuneți voi în comentarii ce părere aveți, dacă ați testat-o, dacă ați luat-o. Opa, am multă viteză! Da. Și... întrebare parțială, să zic așa, relevantă, că vorbim de cupeuri. Luați un Porsche all-wheel drive, ăla, așa cu bară păstrată cu asta, și spuneți-mi cum se compară similar cu acest Audi. Zic asta din considerentul care, da, Porsche are armătură în spate, asta are armătură în față, dar cum e împărțită greutatea, Porsche are, de obicei, se simte că e tracțiune în spate, ăsta e all-wheel drive. Dar asta zic, luați un Porsche all-wheel drive. Și turnați-le așa la maxim și încerc ca să faceți aceeași chestie. Să spuneți în comentarii ce părere aveți și după ce le contesti pe amândouă, nu știu, să zicem, ca să faceți o idee realistă ca să facă controlul de la mașina, adică să te înveți și cu greutatea ei, după ce conduce o oră, două,
după ce te plimbi cu audio ăsta și după aia te urci în Porsche-ul ăla, să-mi zici care se pare mai bun și care e mai distractivă. Și aici vorbesc tic de circuit sprint, nu de drift. De drift e altă discuție, dar mă interesează doar de circuit și de sprint. Ce-ai prefera, Porsche-ul sau audio-ul ăsta? Și de ce? Sunt chiar curios ce se zice la comentarii, pentru că mi se pare că va fi o bătălie interesantă. Nu, nu se mai vede drumul. Deci lumina asta cu scularea pământului, când bate farul, văd unde trebuie. Dar dacă mă rotesc un pic și nu mai stă atent, doar să mă uit la hartă, imediat te duci în bălării. Dar cam atât pentru episodul de azi, am vrut să vă arăt această mașină de sezon. Arăt. Și ne-am parcat. Următorul video, dacă avem noroc, poate vom reuși să conducem Ford Mustang-ul nou, 2024, fără drapturi râs, pentru că joacă mai mult off-road, cumva, nu știu de ce. Eu sper ca Ford Mustang-ul ăla din 2024 să aibă destul de mult tuning, să aibă un spec de RTR, posibil să nu, dar sper și eu. Dar cam atât despre video de azi. Din nou, să-mi spuneți ce părere aveți dacă reușiți să jucați cu un Porsche 4x4 similar cu asta ca putere și kilograme. Mă interesează partea de control, de fapt că asta e ceea ce încerc să aflu. Ce ați prefera, acest Audi sau acel Porsche? Și aici deci nu vorbim de design, vorbim pur de control. Dacă e mașina asta pe circuit, pe sprint, îți place mai mult acest Audi sau îți place mai mult Porsche-ul ăla? Chiar sunt curios. Asta a fost video de azi, sper că v-a plăcut și până la următoare, la revedere! Pa, pa!